Bună ziua, bine v-am găsit! Între prieteni, mai e puțin și vine vremea vacanțelor, trebuie să ne pregătim cu mic, cu mare, să plecăm, ne luăm bagajele și gata, stăm la plajă, la soare sau unde vreți voi să mergeți. Întrebarea este ce facem atunci când avem copii și trebuie să meargă și ei cu noi în vacanță. Cum împachetăm, la ce renunțăm? Ei, o să ne vorbească astăzi Zanana noastră, Ana Maria Ivan, blogger de parenting, a venit aici între prieteni. Bine te-am găsit! Bine v-am regăsit! Ce subiect frumos, vorbim serios, de vacanță! Serios, da, uite că a venit și vremea caldă așa. Mă gândesc că oamenii deja încep să își aranjeze concediile, iar când ai copii știi prea bine că trebuie să împachetezi și pentru tine și pentru ei și de obicei iei un bagaj un doar sistem. Pentru ei. Da, nu? Un sistem organizat. Să știi că soțul meu la început, el era cu partea de organizare și făcea listuțe și scria acolo tot ce avem nevoie, mai ales când copiii sunt până în 2 ani, trebuie să iei biberoane dacă nu alăptezi. Tot ce ține de partea de diversificare, mai ales că la primul copil tu știi foarte bine că nu vrei să atingi absolut nimic, chiar dacă tu te duci la restaurante da. Cu niște stele, dacă e să o luăm așa. Mama trebuie să-i facă mâncărica. Mama da? Trebuie să-i facă mâncărica și slavă Domnului, să știi că și noi ne-am cărat cu niște roboți după noi, băgam în priză, eram cu morcovi de acasă, de unde ziceai că acolo nu se găsesc morcovi. Acum vânește râsul, bineînțeles, când mă gândesc. O să-ți povestesc de prima vacanță cu Catarina, ea avea 6 luni. Chiar te rog. Și am plecat în Tasos cu mașina și tot portbagajul era plin, mai mult de jumătate, cu lucrurile de care ea avea nevoie și pe care nu le-a folosit, dar în mintea noastră ea avea nevoie. E mai bine să fii pregătit, știi? Ei, da, și programul era așa, dimineața ne trezeam, îi dădeam lăpticul, îi făceam fructele în cameră, îi puneam la borcănaș, bineînțeles cu lada frigorifică, cu tot da, ce trebuie. Da. Îi făceam prânzul cu legumele de acasă. Ții minte că am luat o lădiță cu legumele de acasă, deși stăteam și mă gândeam, măi, dar cred că și Grecia au și legume, nu? Contează, noi le-am avut de acasă. Tot așa, îi pregăteam prânzul ei în cameră. Seara, dacă era, îi dădeam ceva de pe acolo, da, da. Dar foarte rar, căci mi-era frică inclusiv de fructele pe care ni le aduceau la plajă, pe diferite da, plaje. Da, da, da. Dacă sunt să fie nespălate, da. Trebuie ca atare tot cu fructele mele de acasă am fost. Dar bineînțeles, asta se întâmplă atunci când ești la primul copil. Exact. De la al doilea, al treilea, crede-mă că nu mai mergi cu foarte multe lucruri după tine. Păi și uite, de exemplu, când ai mers cu al doilea copil, da, care era micuț, da? Am fost la mare la noi, am fost mai safe. Așa, și la ce ai renunțat? Ce ne-ai mai cărat după tine? Robotul, în primul. Robotul. M-am gândit că au și ei, totuși. Așa, și ce ai făcut? Ai vorbit cu ei să-ți pregătească? Da, am vorbit la restaurant. Deci e foarte important să alegi o locație care, din care deja să stabilești cu ei că trebuie să existe mâncare pentru copii sau că există o formă de a te lăsa pe tine să gătești sau că există blendere, da? Mai ales dacă copilul este mic și cel puțin noi nu ne-am autodiversificat niciunul dintre da, noi, da. Am mers pe partea clasică. Și atunci e important când alegi locația să știi că este ok pentru copii din toate punctele de vedere, că există loc de joacă interior-exterior, pentru că vremea poate să fie ploioasă sau poate să fie prea cald și știi totuși că ai nevoie de un loc în care să mergi cu copilul. Că e foarte important, de exemplu, la un moment dat am ales un hotel la mare la noi care avea animator și program de animatori. Ei, frumos! Wow, și era fix locul de joacă lângă restaurant, cu camere peste tot. Noi vedeam din toate unghiurile tot ce se întâmplă. Puteați să mâncați liniștiți. Da. Exact. Deci râdem noi, glumim, dar sunt niște aspecte foarte importante pentru că vacanța cu copii nu e doar despre copii, ci e și vacanța cu părinților. Sau cel puțin încercăm să o facem așa. Un alt aspect important este kitul de medicamente, despre care eu recunosc că nu l-am luat în serios decât la al treilea copil. A, deci cu primii doi ai mers așa, la risc, cum se zice. Glumesc. Cu primii doi m-am dus, să știi, la risc, până când Aaron, o aveam pe Catarina și pe Aaron și a făcut otită și avea febră la 2 dimineața și soțul meu a bătut. Cred. Toate farmaciile din Constanța și căuta pe net să vadă una că e non-stop deschis. Da. A găsit una și până la urmă se găsesc variante. Dar a fost cumplit cu copilul urlând, vecinii care sunau la recepție, avem un copil care ne trezește la 2 dimineața și ce să-ți spun, a fost o aventură. De-aia și acum? Spun că acum plecăm cu kitul de medicamente, ce pui cu acolo? Tot ce trebuie. Un antiinflamator, homeopate pentru Catarina, pentru că ea nu are voie și inclusiv anunț medicul homeopat, vedeți că plec în vacanță, s-ar putea să vă scriu pentru că ce trebuie să iau. Acolo eu cu totul și cu totul o altă listă. Apropo de părinții care au copii alergici sau la intoleranțe sau... Ei știu foarte clar că trebuie să plece cu un kit special, știi? Așa, pentru copilul lor și trebuie luat în serios treaba asta.
Apoi ai nevoie de bandaje, că copilul cade, se zgârie, ai nevoie de antiseptici, ai nevoie de cremă antiinflamatoare, ai nevoie de... Deci este o întreagă nebunie, cam farmacie. Tot ce vrei, da. Exact. Să știi că eu am uit așa o valizjoară mică, nici nu cum să-i spun, o chestie micuță, da, da. În care pun toate medicamentele și să știi că mai încap și în rucsacul meu, deci nu sunt suficiente. Partea foarte bună mame. Este, ai nevoie inclusiv de enterocolită, uite, de aspectul ăsta of, nu trebuie uitat. Să nu vorbim. Nu ni s-a întâmplat, slavă Domnului, în momentul de față, deci zic că suntem chiar bine dacă avem copii de 7 ani și jumătate și n-am avut niciun episod, dar în fiecare vară plec cu panica că anul acesta se întâmplă. De ce? De la apa pe care s-ar putea să o înghită din mare și știm foarte bine că nu este deloc sănătoasă. Da. Și că e contaminată cu diverse bacterii, pentru că așa ne anunță specialiștii noștri la televizor. În fiecare sezon. De piscine să nu mai vorbim. Eu la piscină nu duc copii, foarte rar, foarte puțin și doar în anumite locații. Eventual îi întreb pe cei de acolo cu ce curăță piscina, cât de des o fac, mă uit în jur și să vedem vezi, cine da, se cine bagă bine, în piscină, da. Cam cum se bagă în piscină. Deci, da, mamele analizează astfel de lucruri. Sunt de luat în calcul, pentru că nu vrei să stai cu copilul jumătate de vacanță în spital, așa cum auzim în fiecare an că se întâmplă. Eu mă duc la mare să stau la mare. Prefer apa, plaja, încerc o plajă cât mai curată, cât mai ok. Se întâmplă și la noi și să știi că avem și noi plaje curate, dar mai răruț. Iar ce facem cu scutecele atunci când sunt copii mici? Luăm câteva la noi și cumpărăm de la locație, să zic așa, sau ne cărăm cu tot pachetul și blindăm, așa, știi, bagajul, semănăm cu niște cărăuși de scutece? Noi semănăm cu niște cărăuși, da. Asta pentru că copiii mei au avut niște scutece mai speciale care nu s-au găsit peste tot și am zis nu vreau să stau să caut, bună ziua, nu să vă supărați unde sunt, cum sunt. Da. Și atunci am preferat să mă car cu ele de acasă. Dar dacă folosiți niște scutece care se găsește în orice hipermagazin, e suficient să luați ce aveți nevoie pe drum și cam asta este. Aveți nevoie de bagajul pentru călătorii pe drum. Indiferent că mergeți cu mașina, cu avionul, cu tot ce aveți nevoie, luați-le jucării de toate felurile copiilor. Dar atenție ceea ce luați dacă mergeți cu mașina, să nu se transforme în proiectile. Tu știi foarte bine că siguranța în mașină este extrem de importantă, că mersul cu fața, cu spatele, da. Contează, că din păcate se vând tot felul de accesorii pentru mașină, măsuțe, acele gentuțe care se agață de scaune, acele lucruri sunt foarte periculoase și este un mare nu, ocolițiile. Noi să știi că luăm rucsace, fiecare și-a câte un rucsac, își pune ce are nevoie și le pun la picioarele lor jos și da, mă întorc eu de 10 ori sau facem pauze dese, astfel încât să scot ce au nevoie din ele și să le dau și ei se mai joacă, mai fac schimb între ei, mai țipă. Cam așa e viața cu trei. Cu hăinuțele cum faci? Le rulăm. Așa. Am învățat și faci, eu la un moment dat. Faci acel exercițiu, da? Le rulezi bine, să bine? Să știi că ajută foarte mult. Încerc vreo 2-3 să le rulez împreună. Da? Și să le... La fel fac cu rochițele mele, pantalonii, absolut totul este rulat. Și cu cât la sută, să zic așa, câștigi din spațiu? Foarte în bagaj? Mult. Pentru că la întoarcere să știi că mă întorc cu niște saci, că nu mai intră în valize, pentru că nu le mai rulez. Da, nu mai are răbdare. Mai contează, de multe ori stau cu ele la picioarele mele în față dacă vin cu mașina. Dar ăsta e un aspect iară pe care părinții trebuie să-l ia în considerare. Eu să știi că iau undeva la 5 ținute pentru fiecare copil. Deci nu iau foarte multe. Dacă mergem vara, iau totuși ceva și pentru cazul în care se face mai răcoare, plouă și așa ceva, mai departe. Da. Întotdeauna iau un pic de detergent la mine aia. Asta am în bagaj, nu se știe dacă e nevoie ori la chiuvetă, ori, spre exemplu, cum am plecat vara trecută, am fost în Grecia, am închiriat o casă și am avut mașină de spălat rufe. Apropo de asta, știi ce am descoperit uitându-mă acum câteva zile pe TikTok? La chinezi există așa. Mașină de spălat pliabilă. Aia pe care o iei cu tine, da? Am văzut-o incredibil, și eu. Incredibil, tu îți dai seama cât te ajută. Da, o iei cu tine peste tot. O bagi în priză și dai drumul. Da, uite că apropo că ziceai că trebuie să și speli când te duci în vacanță. Nu-ți ajung. Vii cu bagajul deci, plin de, nu? Da, nu-ți ajung niciodată hăinuțele pentru copii. Nu știu cât ar trebui să iei ca să-ți ajungă. Cel puțin se întâmplă o mulțime și una de evenimente la care nu te aștepți. Se lovesc, se trântesc, își trântesc mâncarea pe ei, te duci și schimbi de 3 ori pe zi. Deci nu pot să iei în considerare treaba asta. Eu prefer o dată la 2 zile să spăl hăinuțele oriunde m-aș afla. Uite, apropo de cazare, atunci când vrei să mergi cu cei mici, la ce ești atentă, la ce te uiți, ce cauți când vrei să îți faci rezervarea?
Cred că important ar fi să ai niște feedback-uri de la persoane cunoscute, pentru că noi acum 2 ani ne-am dus la Pomul Lăudat, la o cazare care spunea că e foarte child-friendly și povestea o mulțime de lucruri. Aveau niște poze extraordinare pe paginile lor de Facebook, de link-urile, cum îi spune, de Facebook, Instagram, da, și așa mai departe, făcute de niște profesioniști, așa, pentru că noi am fost fix în cele mai frumoase camere văzute pe internet, care nu semănau absolut deloc cu ceea ce văzusem pe Facebook. Am stat fix o noapte, care am degerat de fric, soțul mai mult a dormit pe jos decât în pat, pentru că nu spuneau că este de fapt un pat pliant. Era dintre acela gonflabil, da, 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 da. Și se lăsase foarte mult în jos. Sateluță dintre aceea gonflabilă, da? Deci ceva, a fost cea mai proastă experiență. Le-am cerut bani, am plecat acasă și am spus vă mulțumim, vă rog frumos, scrieți altceva, căci nu se potrivește. Le-ai dat un acolo rating frumos acolo pe internet. Măi, ce să spun, sunt foarte dezamăgită în primul rând de faptul că la noi în țară sunt foarte puțini oameni care se ocupă cu adevărat de partea asta. Este un întreg business. Da? Familiile care călătoresc cu copii și ar putea să aibă mai multă grijă și ei avea de câștigat și noi. Ar fi o experiență foarte frumoasă și de o parte și de alta și nu înțeleg de ce nu se investește suficient de mult. Dar, da, trebuie, ca să-ți răspund la întrebarea ta, să fii foarte sigură de lucrurile pe care le citești și să întrebi în dreapta și în stânga. Noi, spre exemplu, când căutăm pe Booking, de exemplu, cazările, noi uităm foarte mult să vedem ce spune lumea, nu neapărat despre cazare, cum arată, dar cum s-a înțeles cu gazda. Da, 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 cu stafful, da. Oamenii au fost ok, dacă s-a întâmplat vreo problemă, au rezolvat-o sau nu. Pentru mine asta este cel mai important. Pentru că în rest poți să găsești orice fel de problemă. Dacă știi că omul este ok și deschis și să ți-o rezolve, poți să treci și peste faptul că ai găsit, nu știu, un fir de păr nu știu unde sau orice. Știi că există rezolvare. Dar uite, dacă te duci în străinătate, da, și cauți cazare, te uiți să fii aproape de plajă sau te uiți să fii aproape de aeroport ca să nu petreci 2 ore pe drum cu copiii atunci când te duci la aeroport. La ce te uiți? Ce e important pentru tine? Anul trecut când soțul meu a căutat cazare, se uita din satelit. Da, așa facem și noi, să știi. Se uita frumos din satelit și începuse să caute, să vadă la ce distanță se află restaurantele, cât e de mers pe jos, cum se vede. Supermarketurile. Care sunt, exact. Așa facem și deci noi. Deci asta a fost varianta cea mai bună. Noi am mers cu mașina și deci nu s-a pus problema de cât de departe era de avion, dar ne-am uitat să avem marea în față. Noi aveam un vis, domne, deschid geamul și vreau și să văd de marea. Mare, da, da. Pe care, la cum am fost poziționați, aveam și plajă fix lângă casă, dar trebuia să nu, asta nu scria pe nicăieri, așa. Și nu s-a văzut nici din satelit, trebuia să cobor niște scări la care erau acoperite de vegetație. Nu, de coborât coborai, dar erai leșinat când ajungeai jos și nu spuneau că nu aveai niciun pic de umbră. Și fiind o plajă privată lângă casă, trebuia să te car cu toate. Deci oricum nu ne-am dus acolo decât de 2 ori în vizită. Dar în rest, da, am mers cu mașina pentru toate plajele, dar ce a contat au fost restaurantele să fie aproape. Deci să deschidem geamul, să vedem marea, să ne dăm jos, să ieșim din casă și să putem să mâncăm ceva la micul dejun, la prânz și la cină și să nu merg mai mult de 2-3 minute. Normal. Deci copiii vor fi leșinați după ce vor sta o zi întreagă la plajă. Așa și este. Nu vor vrea să meargă foarte mult. Deci cam asta conta pentru noi. Acum depinde, că de exemplu avem prieteni care sunt mari călători și ei au undeva foarte departe de oraș pentru că vor liniște, da, da. Și ne spun nu contează, ne luăm toți rucsacul în spate, chiar și cu copii foarte mici și pleacă. Deci depinde de familie. Da. Dar jucăriile luați atunci când, nu știu, mergeți cu avionul și aici mă refer la jucăriile acelea de plajă sau preferați să cumpărați acolo? Noi le luăm de acolo. Am preferat întotdeauna să luăm salteluțe, toate acele colace, da. Absolut tot le preferăm să le luăm de la locație. De cele mai multe ori rămân și la locație. Le lăsați ca nu, ori nu mai avem loc să le luăm cu noi, ori copiii oricum le-au distrus până în momentul ăla, le-au spart sau bătut pe ele. S-a întâmplat ceva. Dar da, preferăm să le luăm de acolo. Acum fiecare părinte știe dacă și-a pompa cu el, stă și o umflă, cât de bine este organizat din punctul ăsta de vedere. Iar ține de priorități fiecarei familii. Noi nu avem această prioritate. Prioritatea noastră este să ajungem copiii să fie bine și vom vedea pe drum ce găsim. Ce luăm în mașină? Să știi că în mașină sau în avion contează foarte mult acele jucării educative cu care ei să facă lucruri, să fie foarte micuțe. Achim, spre exemplu, este cu cărticelele de pe care lipește și dezlipește lucruri, da? Indiferent că sunt fructe, legume, animale, mai are acele cărticele cu sunete, cu povești,
Da? Știi cărticele în care îți spune povestea întreagă? Uh-huh. Are cărticele cu foarte multe melodii. Deci fiecare pe categorii de vârstă, da, fiecare copil este ocupat de ceva. Iar Catarina și Aaron de obicei stau de vorbă cu noi și se joacă multe jocuri în mașină. Ce facem cu obiectele de igienă personală? Și aici mă gândesc, da, tot felul de creme. La periuțe, la pastă de dinți, la săpun, la loțiune de plajă și așa mai departe. Le luăm de acasă. Le luați de acasă? Se mai întâmplă să uiți din ele, da, că asta e, da, dar în mod normal tot așa, avem un bagaj special. Avem valiza mică cu medicamente, valiza pentru tot ce înseamnă igienă. De obicei facem așa, o valiză foarte mare cu toate hainele copiilor și așa, o valiză foarte mare mami și tati. Bun. Și să știi că cam astea sunt lucrurile pe care le luăm cu noi. Bineînțeles, dacă vorbim de copii mici, cum era și Achim, luăm sistemul de purtare, luăm un cărucior. Noi n-am avut acest noroc să meargă copiii noștri cu căruciorul, dar suficient un cărucior foarte mic, pliabil și de acele de tip umbrelă sunt cele mai ușoare din punctul meu de vedere și te duci cu copilul peste tot. Dacă ar fi să le sfătuiești pe tinerele mame aflate așa la prima lor vacanță cu cel mic, ce le-i sfătui? Să se întrebe ce le-ar face plăcere și lor să găsească acolo, să se gândească că este și vacanța lor, este și momentul lor, nu doar al copiilor, și să găsească un echilibru. Spre exemplu, eu cu soțul meu trecem pe o listuță, unde vrei tu, ce vreau eu, ce e important pentru tine, ce e important pentru mine, și apoi găsim lucrurile comune pentru copil. Vacanța e pentru toată familia. Mai ales că dacă e să ne gândim acolo la locație, sunt tot felul de atracții și vrei să te duci colo-colo-colo, este important să te pliezi așa și după programul celor mici. Știi prea bine că trebuie cel puțin să doarmă, până în 3 ani. Tu renunți la nu știu ce vacanță, renunți să te mai duci într-o croazieră, adică să știe tinerele mame că nu o să mai fie cum era înainte. Voiai să te duci la două, nu știu, la nu știu ce plajă sălbatică. Pot face cu rândul, pot face cu rândul. Da. Hai să nu le descurajăm, dar pot face cu rândul. Când eram cu Catarina, spre exemplu, mie plăcea să stau la plajă, soțului nu. Așa. Și atunci el se ducea cu Catarina și dormea la prânz și mami avea timpul la plajă. Ei. Da? De-aia zic că se poate face cu rândul. Există varianta în care gândiți-vă în primul rând la programul copilului. Nu o să vă treziți la 10, dar vă treziți la 8 dimineața, vă duceți până la 10. Să știți că am avut zile în care ne-am dus toți trei în camera de hotel la ora 12 și jumătate și am dormit toți trei. Vai și ce bun e somnul acela. La plaja. Trebuie să ne gândim că este doar o etapă. Adică aceste lucruri o faci, nu știu, primul an, al doilea, poate până la al treilea an. Dar după aceea lucrurile sunt foarte simple. Copiii după 3 ani vara dorm foarte puțin la prânz, spre deloc, pentru că vor bălăceală. E bine, în schimb, să-i punem la umbră întotdeauna, pentru că și ei mei nu au voie să stea de la ora 12 până la ora 4, nu stăm în soare niciodată. Deci găsim activități la umbră sau indoor, cât mai ok pentru ei. Le punem costumașe UV? Da, noi avem partea asta de costumașe UV și o prefer, pălăriuțe întotdeauna, da, tot așa cu protecție UV, ochelari de soare, fâs-fâs, de dimineață până seara îi alergă mami peste tot și stăm cât mai la adăpost, pentru că vrem să ne bucurăm, să nu facem insolație, enterocolite, să nu ne ardem pielea, deci astea sunt mult mai importante, pentru că nu vrei să ajungi unde nu trebuie. Vi s-a întâmplat vreodată să întârzie bagajele, nu știu, să nu vă vină bagajele și ce ați făcut atunci? Eu fac un bagaj de urgență. Așa. Adică mami în bagajul de mână are bagajul de urgență cu cel puțin câte un schimb pentru fiecare copil. Și asta să știi că se întâmplă inclusiv în mașină. Chiar dacă nu mergem cu avionul, tot am un bagaj de urgență cu schimburi pentru copii în mașină. Pentru că dacă tu ai urgență și bagajul e de desubt, știi, pus peste grămadă, o să rămână copilul dezbrăcat și o să meargă așa. Dar bagajul de urgență cu tot ce ai nevoie, da, rău de mare, nu știu, amețeli, un antiinflamator, cât un schimb pentru fiecare, musai. Îți mulțumesc tare mult, draga mea, pentru sfaturile tale. Ce să mai, mă gândesc deja la vacanță, mai avem de așteptat până atunci, dar îmi place așa, știi, să mă alimentez cu energia asta frumoasă. O să ținem cont de tot ce ne-ai spus. Poate faci un articol pe blogul tău despre asta, cred că ar fi util pentru cele din comunitatea ta și, bineînțeles, te aștept cu mare drag aici, între prieteni, să mai povestim și săptămâna viitoare. Cu mare drag și să avem vacanțe plăcute, frumoase, liniștite și fără incidente și situații neprevăzute. Așa este. Îți mulțumesc tare mult!